Salutare și bine te-am regăsit cu un nou video tot despre Android, deocamdată, pentru că a promis George că face tips and tricks-urile de iPhone, pe care o să le regăsești în curând la el pe canal. Așadar, astăzi vorbim despre Android 13 și vă spun toate lucrurile pe care le-am observat până acum, care sunt noi. Și crede-mă, sunt destul de multe, dar trebuie să sap după ele în setări, pentru că niciunul dintre ele nu este la fațadă. Practic, telefonul ăsta arată la fel ca și când ar avea Android 12, ca acum câteva zile, înainte să instalezi Android 13 pe el. Și apropo de chestia asta, Google Pixel este singurul telefon care în momentul de față permite instalarea de Android 13. Acel beta n-a mai fost extins și pentru mai multe dispozitive. Dar știu că și Oppo a lansat pentru câteva dintre modelele de top ale lor, varianta de Android 13 în variantă beta. Așadar, mare atenție dacă vrei să-l instalezi, pentru că s-ar putea să nu funcționeze toate lucrurile așa cum îți dorești. Hai să începem, pentru că sunt cel puțin 25 de lucruri pe care le-am găsit puțin diferite față de versiunea anterioară, dar care îți aduc cumva mai mult control asupra sistemului de operare, mai ales dacă vrei să chitibușărești prin setările telefonului și să-l faci să fie așa cum trebuie. Plus că unele dintre ele erau chiar stupide, dacă stai să mă întrebi pe mine, cum ar fi controlul de muzică, care acum într-adevăr poți să dai play, pauză și să dai scroll pe el în acea notificare pe care o vedeai pe ecran. Hai să începem. La prima vedere, ecranul arată absolut la fel. Nu e nicio schimbare, icoanele sunt la fel, deși partea de customizare, cum spuneam, este mai complexă. Și dacă tot vorbim de customizare, hai să vedem la customizare cum arată. Acest Wallpapers and Style, la prima vedere o să vezi că sunt mai multe opțiuni. Ai acest Themed Icons, apropo, și iOS-ul are o chestie de genul ăsta, pe care poți să o modifici. La partea de Basic Colors sunt ceva mai multe opțiuni de ales. Unele sunt un pic mai potente, ca să spun așa, mai puțin pastelate. Android 12 a venit cu această interfață interesantă în care să unească toate icoanele și widget-urile și textele ca să semene cât mai bine între ele. Upgrade-ul pe care îl poți să selectezi de aici, poți să spui și două aplicații dacă vrei. Dacă cumva vezi mai puțin bine, poți să ai ecranul de genul ăsta și să vezi toate cele patru aplicații pe care le folosești în mod constant. Dacă ești un utilizator mai în vârstă cu mici probleme de vedere, o să te ajute foarte mult chestia asta. Și apropo, acum mi-a schimbat iconițele, îmi reluase cumva tema dinainte. Sunt un pic mai bine definite, mici diferențe pe care le poți observa doar dacă ai un telefon cu Android 12 lângă tine. Pe lock screen o să vedem un ceas foarte mare, extrem de mare, așa cum ne-a obișnuit Pixel-ul, care mi se pare mai util decât toate notificările micuțe pe care le-au adus alți producători. Când îi dau double tap, se luminează și mi-arată practic notificările. În cazul de față nu am notificări, dar o să rezolv și problema asta. Partea de notificări o poți vedea foarte ușor chiar și când telefonul este blocat. Uite, mi-a trimis, de exemplu, mail-ul. Iar la partea de single tap, când apeși pe el, o să vezi că apare iconița aici și există o animație un pic mai interesantă. Pot să văd, de exemplu, ce se află în conținutul notificării direct de pe ecran fără să deblochez. Asta poate fi un pic periculos dacă ați urmărit clipul anterior. Ar trebui să-ți ascunzi cumva notificările, mai ales cele sensibile, cum ar fi mail-urile și lucruri de genul ăsta, să nu se vadă pe ecranul telefonului atunci când îl ții pe masă, când ești undeva în oraș, de exemplu. O altă opțiune interesantă este că numerele sunt în partea de jos. Apar în partea asta a ecranului și nu mai apar sus. Adică nu ți le mai aruncă cumva... Bine, OnePlus a rezolvat problema asta de pe Android 12 pentru că a mutat toată tastatura în partea de sus. Așadar, cifrele sunt mai jos, sunt undeva pe centrul ecranului, acolo unde te uiți mai exact. Și animația este diferită atunci când deblochezi ecranul. În loc de butonul de emergency call, am doar emergency, iar aici pot să-mi pun o poză, pot să văd informația de emergency sau pot să sun, pot să văd aici, de exemplu, contactele la care să sune cineva dacă îmi găsește telefonul ca să-l pot recupera sau anumite informații și un mesaj pentru cei care sunt un pic mai cu dare de inimă atunci când vor să facă o faptă bună. Pac. Și ok. N-am un auto continue, așa cum se întâmplă la Samsung, de exemplu, ca să mergi mai departe după ce ai introdus PIN-ul, fără să mai apeși pe Next, dar, hei, poate și opțiunea asta se va rezolva cândva, sper, în acest deceniu. O opțiune care mi-a plăcut foarte mult, foloseam acest telefon la un moment dat pentru lucrurile mai uzuale și atunci când voiam să mă relaxez și să nu fiu deranjat pentru că pe el nu am WhatsApp, nu am nicio altă opțiune, pot să controlez acum toate device-urile din Smart Home, chiar și cu ecranul blocat. Poți să faci lucrul ăsta dacă mergi la Show Device Controls și aici Control from Locked Device. Asta se referă la meniul de Google Home, cel care ți apare în principal aici.
ca să-l poți controla atunci când ecranul este oprit. Dacă este activă opțiunea, poți să faci lucrul ăsta direct de aici și să poți să stingi, să pornești luminile și așa mai departe. Atenție însă, depinde ce dispozitive de securitate ai prin casă, poate n-ar trebui totuși să se vadă aceste lucruri chiar și cu ecranul blocat sau să poată fi accesate. Dacă vrei să-ți fie ție mai ușor fără să mai deblochezi telefonul, atunci e mai simplu așa. Bara de navigare de jos, cea de la Google, și-a schimbat un pic iconițele și chiar dacă este într-un meniu cumva mai spre monocrom așa, o să vezi că sunt un pic mai contrastante icoanele de acolo. Și de aici, din bara asta, poți să folosești ori comanda pe care o știm cu toții și pe care nu o să mai spun acum din nou ca să nu vă mai reactivezi dispozitivele cu Google. Poți să cauți. Acum, la căutarea de aplicații, au apărut câteva chestii în varianta alfa, ca să spun așa, în beta 1, care acum nu mai sunt, din păcate, disponibile. Dacă, de exemplu, vreau să caut WhatsApp, o să-mi dea rezultate de căutări, inclusiv din Google Play. Ar trebui să-mi apară iconița de data asta însă. Da, uite, mi-apare iconița de Google Play și mă trimite și în Google Play dacă există aplicația respectivă ca să mă ducă direct la locație, dar la un moment dat, în varianta beta 1, îmi apăreau pe lângă fotografii, apăreau și căutări în YouTube și în Google Maps. Le-au scos, nu înțeleg de ce, pentru că căutările în YouTube ar fi fost foarte utile, cel puțin pentru mulți dintre noi care căutăm direct informația pe YouTube, pentru că vrem să vedem un video cu explicații mai detaliate decât să căutăm texte sau să intrăm pe Google și să dăm căutarea respectivă, după aceea să mergem la video și după aceea să intrăm în YouTube. Un lucru pe care nu o să-l observi aproape deloc decât dacă ai două dispozitive, unul cu Android 12 și unul cu Android 13, fonturile sunt o idee mai mici. O idee, dar doar o idee. Și o să observ chestia asta mai mult în meniul principal, unde ai iconițele. Sunt o idee mai mici și o idee mai bine definite. Au făcut niște tweak-uri acolo în sistemul de operare care reușesc să îl facă să arate puțin mai finuț. Din nou, parte de căutări, avem doar Google și Play Store. Apărea la un moment dat YouTube-ul, aș vrea să o văd înapoi. Meniul de widget-uri din partea de sus. Se pare că au apărut niște opțiuni noi, cum ar fi cea de screen recording, care inițial avea doar opțiunea de audio. Aici poți să selectezi dacă să-ți ia sunetul din telefon sau din microfon sau din ambele, așa cum am văzut pe OnePlus și pe Samsung de ceva vreme, iar acum poți să activezi și show touches on screen. În felul ăsta, dacă vreau să fac un tutorial, de exemplu, pentru cineva, să fac screen recording, o să-mi apară locația unde dau, uite, vezi? Unde apăs cu degetul, ca să înțeleagă exact pe ce iconițe am făcut, apoi dau stop recording și îl trimit mai departe. Și în felul ăsta poți să faci niște mini-tutoriale pentru cei care au nevoie de un pic de ajutor cu telefoanele lor, ca să le explici mai ușor unde să găsească anumite opțiuni sau aplicații. Sau să, ca să instaleze TeamViewer de pe Google Play Store, ca să poți intra tu să rezolvi problema mai repede, este și asta o variantă. Apropo, meniul de cast a fost modificat și el. În momentul de față este mult mai unitar, ca să spun așa, cu interfața de Android și nu mai seamănă atât de mult cu bara de notificări. Aici, de exemplu, am două dispozitive pe care pot să dau cast și am meniul de settings care se deschide frumos și rapid, nu-l mai închide pe cel inițial de notificări, pur și simplu se deschide direct meniul ca să pot face modificări asupra aplicațiilor respective. Auto-rotate, data saver, location, alarms, chestiile astea le știam deja. Partea de storage, live caption-ul este ca și este nativ ca și iconița aici, poți să-l activezi. Poate traduce orice videoclip în limba engleză în timp real, indiferent de platforma pe care rulează, pentru că era sunetul din telefon. Și aici pot să mai adaug niște chestii iarăși interesante, cum ar fi scan QR code. În momentul de față nu mai ai nevoie să instalezi pe Android 13 niciun fel de aplicație de scanat de coduri QR. Știu, multe telefoane au opțiunea asta în cameră. Dacă dai pe foto, fără să-ți selectezi nimic, așa, o duci către un cod QR, o să ți-l scaneze și o să te ducă la linkul pe care l-a arătat acel cod QR. Dar acum nu mai trebuie să instalezi aplicații care s-ar putea să fie ori cu plată sau să fie cu o grămadă de reclame sau să nu funcționeze, doar ca să scanezi un amărât de cod QR pe care îl avem de 15-20 de ani. Și realist vorbind, telefoanele trebuia să facă chestia asta de foarte multă vreme nativ în sistemul de operare, că nu era atât de complicat. Partea de YouTube este interesantă, mai ales pentru cei care folosesc YouTube Music. Ce mi-a plăcut foarte mult în momentul în care am instalat prima dată Tidal a fost partea de interfață. Reușea să aducă pe ecranul principal tot album art-ul, acea fotografie cu care vine albumul, melodie pe care o asculți și, bineînțeles, anumite controle care erau ușor de utilizat. Între timp, am văzut că pe unele dispozitive nu prea mai merge interfața asta, probabil limitări, iar acum Google a făcut un redesign complet al meniului de
muzică pe care o să-l vezi cel mai ușor în YouTube Music. Foarte interesant este, foarte interesant este animația asta care ondulează așa ca un și aici nu o să mă exprim, puteți să vă gândiți voi și să scrieți acolo în comentarii. Next și Back, care arată cu totul diferit, nu mai sunt în partea de jos cum erau la Androidul 12. Butonul de play pauză, care este foarte ușor de accesat aici, are o animație simplă și partea de cast. Apeși pe aici pe This Phone și poți să trimiți pe alte dispozitive melodia respectivă. Nu știu de ce a ținut minte căștile Ioanei, dar ok. Partea de shuffle, nu mai ai butonul ăla de like, care era oricum aiurea, nu cred că de la nimeni, nu-l folosea nimeni. Probabil de aia l-a și scos YouTube din această opțiune. Și după cum vezi, tot albumul artwork-ul este în full screen și se va lua după melodie de fiecare dată. O să-l vezi aici. Îi dau next și se va schimba odată cu melodia. Apropo de chestia asta, o să vezi aici butonul frumos de Google Home atunci când ești în bara de notificări, o chestie pe care o observi foarte discret. O să le poți controla direct de aici, fără să te mai duci și să-l mai deschizi din bara de notificări. Este aici, frumos, uite, acolo unde trebuie să fie. Frumos, îl ții cu o singură mână și poți să-l accesezi rapid. La capitolul utilizare, partea de clipboard a fost și ea îmbunătățită. Poți să faci niște chestii interesante, cum ar fi, ia să vedem, ia să deschid un pic browserul și să căutăm niște fotografii. Și am aici poze, da? Închid, deschid meniul ăsta și pot să selectez o fotografie dintr-o fereastră de preview al unei aplicații pe care am deschis-o în fundal. Pot să o trimit mai departe către cineva, apropo, sau pur și simplu pot să-i dau cu copy și să-mi o copieze aici frumos în clipboard alături de altă fotografie, pentru că pot să fac asta cu mai multe. Și sunt aici, mai multe. Și pot să le dau share la toate trei. Apropo, clipboard-ul salvează mai multe informații pe care le va șterge odată la fiecare oră pentru motive de securitate. Google Assistant. Google Assistant este permanent în dark mode. Nu o să-ți mai apară cu alb și era puțin deranjant atunci când făcea lucrul ăsta, pentru că atunci când era lumina stinsă în cameră și deschideam Google Assistant-ul, se ridica până la jumătatea ecranului și îmi făcea foarte multă lumină și era puțin enervant. De aceea, probabil, am ajuns să nu-l folosesc. Am zis doar Google Assistant. Și apropo, există un Task Manager, care este foarte util în cazul în care îți uiți aplicații deschise și vrei să ești un pic mai grijuliu cu bateria. Aici, One App is Active. Dai click pe el, îți spune de cât timp este pornită și poți să-i dai stop direct de aici, de pe ecran, fără să te mai duci în aplicație, să o închizi. La partea de setări, iarăși sunt câteva chestii interesante, cum ar fi permisiunile pentru aplicații. În loc de denumirea simplă cum Remove Permissions, care exista în Android 12, la aplicație această opțiune s-a redenumit în pune pe pauză aplicația sau activitatea respectivă dacă nu este folosită, cu o mică descriere de sub ca să-ți dai seama că este vorba de aceeași funcție. Și în felul ăsta, atunci când nu folosești o aplicație câteva săptămâni și vede că telefonul vede că nu o deschizi, o va băga în fundal, va șterge cache-ul și o va lăsa acolo cumva latentă, fără să o dezinstaleze, dar fără să o lase să mai pornească de mai multe ori în fundal și să-și uploadeze informații, date și așa mai departe. Și în felul ăsta salvează și baterie, dar și date dacă ești cumva pe un plan de date ceva mai limitat. Apropo, chestia asta poți să o faci la fiecare aplicație și mai poți să faci o chestie interesantă. Da, uite, poți să o selectezi de aici. Bine, mai puțin aplicațiile de Android, de exemplu, uite, asta pot să o fac. Pot să fac această bifă. Ah, la partea de notificări. La notificări poți să selectezi ce aplicație să-ți trimită notificări și ce aplicație să nu-ți trimită notificări. Poți să faci asta din momentul în care instalezi o aplicație nouă. Uite, dacă mergi în Google Play Store și instalăm, de exemplu, WhatsApp, pe care nu l-am instalat aici, la prima pornire a aplicației o să te întrebe dacă îi permiți aplicației respective să-ți trimită în continuare notificări sau nu. Ia uite, allow WhatsApp to send notification, allow sau don't allow. Opțiunea asta poți să o schimbi la fiecare aplicație. Keep, de exemplu, permissions, notifications. Vreau sau nu vreau notificări? Remindere, share notes, să-mi permită să-mi arate notificările pe icoana aplicației sau nu. E mult mai customizabil procesul ăsta ca să te facă și pe tine să înțelegi că e sănătos și necesar ca la unele aplicații să le tai pur și simplu maiul, să le închizi gura, pentru că nu o să ai nevoie de notificările de la toate aplicațiile. Eu mi-am păstrat, de exemplu, notificările de la mail, care sunt foarte importante,
și notificările de la WhatsApp, pe telefon. Alea sunt singurele notificări care mi-ajung aici pe ceas. Telefonul este pe silent de vreo 6 ani de zile și o să-l mai țin în perioadă, așa foarte multă vreme. Mă ajută într-adevăr ceasul pentru că văd apelurile aici. Și mai sunt apelurile și mesaje. Alea sunt singurele momente în care se aprinde ecranul la mine pe telefon, pentru că alea sunt singurele metode de comunicare pe care le folosesc. Nu vreau să știu de fiecare dată că cineva îmi dă un like sau îmi trimite un comentariu. Ar fi drăguț să am timp să stau tot timpul pe social media, dar nu este productiv deloc. Tocmai de aceea îmi iau anumite ore în zi sau în seară în care intru și mai verific mesajele și mai răspund, pentru că n-aș putea să stau în fiecare zi, zi de zi, oră de oră, minut de minut, lipit de notificările de telefon. Realist vorbind, nu te lăsa controlat de notificările telefonului. Nu-i sănătos deloc. Apropo de notificări, Wireless Emergency Alerts. Aici avem o opțiune foarte interesantă cu Allow Alerts. Pe Android 13, pe anumite telefoane, o să vezi că dispare acest Allow Alerts și poți modifica doar tipurile de alerte pe care le primești. Bineînțeles, poți să oprești sau să pornești vibrația. Eu am o versiune un pic mai veche de Pixel, pentru că pe Pixel-urile noi nu o să mai obține asta și nici pe telefoane de generație nouă nu o să-ți mai permită să dezactivezi cu un singur buton alertele respective. Va trebui să muncești un pic mai mult la chestia asta. Da, multă lume le primește după, la jumătatea de oră după ce plouă, în care, da. Uite, o idee dacă vrei să știi de unde le poți opri sau le poți da un pic mai încet, pe silențios, fără vibrații și fără un sunet foarte puternic, ăsta este meniul în care poți să faci chestia asta. Partea de baterie a primit câteva modificări. Adaptive Charging, Adaptive Battery, iarăși sunt niște chestii noi. Iar la Battery Percentage, da, poți să afișezi ce procent din baterie ai consumat. Și bineînțeles, poți să vezi niște grafice mai interesante aici. Acum ți le afișează pe ore. Poți să faci distinția mai ușor între consumul de baterie pe anumite ore și pe aplicații și poți să-ți dai seama care dintre aplicații îți mănâncă cel mai mult timp. Că e vorba de Spotify, nu e o problemă, că acolo sunt multe podcasturi interesante, inclusiv cele de la George. Curiosity, desigur, o să-l găsești și pe el pe Spotify. Dacă totuși în lista ta se află Facebook, Instagram, TikTok și nu folosești acele aplicații pentru serviciu, nu ești un social media manager, ar trebui să-ți mai reduci un pic utilizarea de social media. Recomandare, nu dați cu pietre, nici cu parul. Vibrații, sound and vibration. Sunt câteva chestii care s-au modificat, cum ar fi vibration and haptics, sunt pe on. Poți să setezi vibrația la alarmă. O chestie foarte utilă dacă cumva vrei să le pui separat. Mi se pare că am ajuns la versiunea de Android 12 și abia după 12 ani de Android, cel puțin, am ajuns să avem opțiuni dedicate de vibrații și de sunet pentru fiecare din elementele care generează astfel de reacții pe telefon. Că e vorba de un player de audio, de video, uite, de exemplu, media vibration pentru jocuri, touch feedback-ul, poți să-l modifici mult mai ușor. Plus opțiunea asta, întâi să vibreze și după aia să crească volumul soneriei pe măsură ce cel care te sună insistă. Încă o opțiune interesantă la display. Display size and text le-a unit practic. Erau mai multe opțiuni în momentul de față și aici un preview foarte interesant ca să-ți dai seama cât de vizibile sunt icoanele cu modificările pe care le faci tu. Și asta e important pentru că trebuia să-i dai apply de obicei și după aia trebuia să vezi dacă ai făcut modificările corecte sau nu. Poți să dai High Contrast Text ca să-ți accentueze, bineînțeles, o să las așa și poți să selectezi desigur Bold. Dacă vrei să le vezi și mai bine, să le vezi pe Bold. Partea asta de preview este foarte bună, plus că ai un Reset Settings aici pe care poți să-l selectezi atunci când vrei tu. Apropo, și Screen Saver a primit niște opțiuni. Practic poți să-l vezi mult mai ușor de aici dacă selectezi anumite fotografii, dai Customize, camera, movie, screenshot, selectezi locațiile și după aia dai preview să vezi cum arată screensaver-ul înainte să-i dai apply. Și ultima opțiune care mi s-a părut foarte interesantă și mi-a plăcut extrem de mult este faptul că în sfârșit, cel mai ușor o faci de aici, de la language sau limbă și setări, app languages. Poți să selectezi o limbă pentru fiecare din aplicații. Problema este că momentan nu e integrată cum trebuie cu toate aplicațiile și doar o parte dintre ele o să suporte opțiunea asta. De exemplu, calendar și clock în cazul de față, telefonul ăsta e destul de curat, nu are foarte multe aplicații instalate, poți să setezi o limbă diferită față de limba sistemului de operare, dar lucrul ăsta se va extinde, sunt sigur, și pentru aplicațiile de social media și așa mai departe. Pentru cei care locuiesc în altă țară sau au anumite preferințe, este o opțiune utilă,
pe care o pot personaliza fără să schimbe limba generală a sistemului. De exemplu, sunt aplicații care sunt atât de prost traduse din limba engleză în limba nativă, încât mai degrabă o lași în engleză că o înțelegi mai ușor. E de acord și domnul mecanic de tren. Bun, cam astea sunt opțiunile principale pe care le-am observat până acum în câteva zile de butonat telefonul și inspirat din alte review-uri, pentru că mi-a fost greu în primul moment să-mi dau seama ce este diferit. Sunt opțiuni de finețe pe care Google le va aduce pe toate telefoanele care vor suporta Android 13, iar fiecare producător le va implementa, bineînțeles, după cum dorește el. În principal, sunt cam cele de bază care își vor păstra atât denumirea cât și locația prin meniul de setări, dar s-ar putea să difere anumite lucruri. Așteptăm să vedem care sunt, bineînțeles, specificațiile și cum vor performa noile telefoane de la Google, pentru că mă gândesc foarte serios la a trece la o experiență din asta de tip vanilla, cum mi se spune, adică foarte curată de Android, mai ales pentru formatul ăsta simplu, fără gimmick-uri, fără toate butoanele sunt ascunse, e curat, e ușor, e frumos, e fluid. Uită-te și tu, un Pixel 4 XL cu Android 13, un telefon care are mulți ani de când există pe piață, care merge absolut impecabil. Se deschide totul frumos, fluid, totul merge absolut excepțional chiar și după 4-5 ani de când a fost lansat acest telefon. Asta este plusul dispozitivelor de la Google. Cam atât pentru astăzi, sper că ți-a plăcut acest video. Dacă mai ai alte nelămuriri, curiozități, lasă-le mai jos în comentarii și dacă ți-a plăcut atât de mult încât să-i dai un like, dă și un share să-l vadă un prieten, pentru că s-ar putea să fie curios de opțiunile cu care vine noul Android 13. Și nu fi dezamăgit, pentru că chiar dacă 12 a fost un upgrade mai mare, 13-le e doar un upgrade de finisaje, ca să spun așa, dar o să fie diferit de iOS, care va veni cu mult mai multe opțiuni mai importante. Eu cred că multe dintre opțiunile care ne interesau la nivel de securitate și de privacy au venit pe Android 12 și le mulțumim pentru asta celor de la Google. Cam atât. Numai bine!